Sărbătoarea Sfântului Nicodim de la Tismana a fost marcată în mod deosebit la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași, marți 26 decembrie 2023, în cea de-a doua zi de Crăciun. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Preasfinția sa a fost întâmpinată în fața clopotniței așezării monahale de către autoritățile locale și de către soborul slujitorilor. Apoi s-a închinat la icoanele de pe catapeteasmă și la racla ce adăpostește fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Ostenitorii și viețuitorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ce te-ai născut din fecioară?
După citirea Sfintei Evangheliei, Părintele Episcop Nichifor Botoșăneanul a vorbit despre semnificația sărbătorii soborului Maicii Domnului și despre Sfântul Nicodim de la Tismana, prăznuit pe 26 decembrie. Astăzi, a doua zi de Crăciun, avem o zi aparte de bucurie și de cinstire a unui sfânt care și-a dus viața și slujirea și credința până la capăt cu statornicie. Și nașterea Domnului i s-a făcut lui naștere de sus. Sfântul Nicodim, cel prăznuit de noi titorul mănăstirii Tismana, dar și al mănăstirii Vodița. Sfântul Nicodim, de care se leagă începuturile monahismului în țara românească, prin titorirea acestor mari biserici. Născut în Serbia, rudă cu cneazul Lazar al Serbiei, dar și cu domnitorul Nicolae Basarab al României, a mers ca monah, iar apoi ca preot, ieromonah, slujitor în Sfântul Munte, Mănăstirea Hilian, dar al cărei egumen a și fost o perioadă, fiind cinstit de către atoniți. Pentru viața lui curată și înțeleaptă, era știutor de carte și cuvântul lui era putere. Și rugăciunea lui era rugăciune care schimba în jur pe oameni. Pentru că împărtășea acea pace de care vestesc păstorii, pacea pe care Domnul o dăruiește, nu precum lumea dau eu vouă, spune Domnul. Nu o pace părută, nu o pace conjuncturală. Nu o pace care doar ne scoate dintr-un necaz imediat sau dintr-o împrejurare critică, ci o pace statornică ce nu se împuținează nici în boală, nici în criză și nici în fața morții. Această pace, având-o și această experiență de viață, astăzi cinstim pe Sfântul Nicodim, mai ales în această mănăstire și pentru un motiv mai aparte, pentru faptul că această biserică este sub protecția sa și pentru faptul că Părintele Stares, Părintele Nicodim, îl are ca Sfânt Ocrotitor. Sârbii fac din prăznuirea Sfântului Ocrotitor o zi a slavei lor, ei chiar așa numesc această zi, slava mea. Mărturisea Nicolae Veremirovici într-o carte că un ostaș în timpul războiului în tranșee, gloanțele șuierând din stânga și din dreapta, la momentul în care, în mod normal, începe Sfânta Liturghie și a scos din raniță mai multe bucăți de pâine pe care agonisise un păhărel de vin, o lumânare, ceilalți erau mirați, ce faci, șuieră gloanțele pe lângă noi și tu acum te-a pus să faci parastase? Nu! Aceasta este slava mea, este slava numelui pe care îl port și legătura mea cu Sfântul. Și aceasta ne va proteja mai mult decât armele noastre. Și-a împărțit pâinea, și-a împărțit vinul și-au continuat apoi durerea războiului la care fuseseră chemați. Și pentru sârbi, și pentru noi, și pentru toți ortodoxii de pretutinde, legătura cu Sfântul pe care prăznuim este o legătură de cinstire, dar și de mulțumire adusă lui Dumnezeu, pentru că prin numele pe care îl purtăm, ne împărtășim și noi din harisma Sfântului, al cărui nume îl purtăm. Și Părintele Nicodim, parcă nu întâmplător a fost ales cu acest nume, venind aici, ca oarecând Sfântul Nicodim la Mănăstirea Vodița, în care a găsit doar câteva ruine,
Și părintele a găsit aici doar câteva ruine și nu s-a descurajat și nu a dat înapoi, încât mănăstirea Hadâmbu, așa cum este astăzi, este și o mănăstire care a înflorit prin nădejdea părintului și prin lucrarea lui și a celor care l-ați îndrăjit și ați lucrat împreună cu el. De aceea această zi este zi în care cinstim lucrarea lui Dumnezeu și ne rugăm bunului Dumnezeu să-l păzească pe părintele stareț, obștea acestei mănăstiri și pe dumneavoastră, pe toți, în pace, cu sănătate și cu bucurie spre slava lui Dumnezeu. La momentul chinonicului s-au interpretat mai multe colinde de către cântăreții de la strană și de către pelerinii veniți în număr mare. La ușă, până la masă, florile d'albe, fașa iarbă de mătase, florile d'albe, cu scofie de bomba, florile d'albe, moale să-i fie la cap, florile d'albe. Când Hristos, Domnul cel Sfânt, Domnului Doamne, când Hristos, Domnul cel Sfânt, Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșeneanul pentru că a slujit Sfânta Liturghie, precum și soborului slujitorilor. Binecuvântată pentru noi toți și, în ultimul rând, pentru mica oficii de stoinică, unde de altfel, cinstim al doilea hram, al doilea sfânt, primul Sfânt Erarh Nicolae, 6 decembrie, al doilea hram astăzi, Sfântul Preacuvios Nicodim, cel Sfințit la Tismana. Foarte fericit pentru binecuvântarea lui Dumnezeu revărsată astăzi asupra oștii și asupra tuturor celor prezenți. Și mulțumesc mai înci Domnului Sfântului Preacuvios Sfântul Nicodim pentru darul care mi-a trimis astăzi prezența Preasfinției voastre. De fiecare dată ați reușit și reușiți să aduceți multă, multă bucurie duhovnicească și ne regăsim prin cuvântul rostit al Preasfinției voastre de fiecare dată. Frumusețea de astăzi a prezenței Preasfinției voastre se datorează și în al Preasfinților nostru, Părinte Mitropolit, dar în ultimul rând a Preasfinției voastre, care de fiecare dată atât de mult ne înconjurați cu atâta dragoste părintească. Ne întăriți în tot ceea ce facem noi în oște, nu numai noi, Hadâmbu, ci toate Sfintele Mănăstiri. Și țin să mulțumesc milostivului Dumnezeu, Preasfinția voastră, că existați și în viața mea personală, și a Sfintei noastre mănăstiri, și a Sfintei noastre biserici. Țin să vă mulțumesc din inimă. Pentru mine mai mare binecuvântare prezența ierarhului, care știm bine și știu și credincioși cât de mult iubesc eu slujba arhierească. Rog pe milostivul Dumnezeu să vă răsplătească cum va ști mai bine. Și în primul rând să ne fiți sănătos, să ne puteți păstori, sluji. Avem o mare nevoie de cuvântul Preasfinției voastre. De toate binecuvântările arhierești și vă mulțumim și pentru cuvântul rostit astăzi. Și în ultimul rând dați-mi voi vreau să vă mulțumesc fiilor mei duhovnicești, care nu sunt o a doua oște. Deși avem o mică oftă destoinică, pot să spun destoinică, dacă nu-mi permit prea mult, dar este într-adevăr destoinică. Fiii mei duhovnicești îmi iau bine din cruce și tot timpul sunt prezenți și la bucurii și la încercări. Și mulțumesc credincioșilor care sunt podoaba bisericii noastre pentru prezența dumneavoastră,
a celor care veniți din Dulcea Bucovina. Și ați venit în toate colțurile, dar putem auzi că avem astăzi și cinstim un mare sfânt și hramul Paraclisului acesta. Amintim că programul liturgic dedicat hramului Paraclisului, aflat la demisolul Catedralei Acoperământul Maicii Domnului a Mănăstirii Hadâmbu, a început în seara zilei de 25 decembrie cu vecernia unită cu litia. La miezul nopții s-a săvârșit utrenia, așa cum este rânduiala în așezarea monahală din dealul Hadâmbului.